Johnny Depp, Alice Cooper și Joe Perry încing atmosfera în această seară la Romexpo. Regizorul Tim Burton a venit special la București pentru show. Împreună cu membrii trupei The Hollywood Vampires, acesta a vizitat Castelul Bran. Membrii grupului Hollywood Vampires au ajuns în România încă de joi cu un avion privat. Aceștia au profitat de zilele de relaxare dinainte de concert și au vizitat România. Și ce să viziteze vampirii de la Hollywood în România dacă nu Castelul Bran, cunoscut ca și Castelul lui Dracula, cel mai cunoscut vampir al tuturor timpurilor. Artiștii au postat pe pagina de socializare o fotografie cu descrierea vampirii la Castelul Bran. Alături de ei s-a aflat și regizorul Tim Burton, care a venit în București special pentru spectacolul prietenului său Johnny Depp. În deschiderea supergrupului Hollywood Vampires vor încălzi atmosfera Digi Hefe și trupa Robin and the Backstabbers. Grupul din care fac parte Johnny Depp, rockerul Alice Cooper și Joe Perry, chitaristul trupei Aerosmith, urcă pe scena de la Romexpo în același an în care a cucerit scena premiilor Grammy. Actorul american le-a transmis personal un mesaj fanilor români și le-a dat întâlnire azi la Romexpo la cel mai tare party rock and roll în stil american. Hi, I'm Johnny Depp of the Hollywood Vampires, and I want to let you know that we're going to be playing Monday, June 6th at the Romexpo Arena. It's in Bucharest, and we hope to see you there. It's going to be fun. Concertul este o premieră în România și în Europa de Est, așa că fanii din România se pot declara norocoși ca ocazia să-i vadă în carne și oase pe membrii celui mai în vogă supergrup al momentului, Hollywood Vampires.